bine, spre marea mea bucurie am reîntâlnit aici la Covățâns o prietenă dragă mie, o prietenă, o familie care se ocupă de sănătatea copiilor prin sport. Acum, nu sunt ansamblu de dansuri, nu știu ce știu să facă, dar eu zic să-i aducem în scenă, cu siguranță vin în fața dumneavoastră cu rezultate. O avem pe prietena mea, pe care vreau să o prezint neapărat, Caroline Sabo. Te rog frumos să vii aici lângă mine, că nu te întreb nimic. Promit că nu te întreb nimic. Ce reprezintă asta, ne spune mama? Cupa Semenic Fest Judo, ediția noua, așa, de ieri, e proaspătă. Doamnișoara Cristina ne-a explicat și nouă ce se întâmplă. Haideți să-i aplaudăm sportivii dumneavoastră și familia Sabo. Prezența astăzi, cred că sunt mult mai măsură decât mine să vă explice despre ce este vorba și la final. Au promis că o să și joace Radu de la Covăsân sau pe picior. Care alegeți dumneavoastră? Nu așa ai zis? Așa o zis. Haideți să-i aplaudăm. Cristina, te rog. Bună ziua și bine v-am găsit. Am deosebită onoare să vă prezint Clubul Sportiv Păgăria Gheorghe, secția judo, din care 25-30 de copii sunt din Covăsân. Sunt copiii dumneavoastră. Secția noastră are în prezent peste 70 de judoka formați în grupe de inițiere performanță, sportiv cu care am participat la numeroase competiții în țară și străinătate, de unde doar anul acesta au adus 6 cupe de locul 1 pe echipe, 2 cupe de locul 2. Cea prezentă astăzi este luată ieri, am fost la Judo Fest Gărâna, o cupă internațională unde 9 sportivi au luat locul 1, 2 locul 2, 6 bronz și am venit la un punct în spatele gazdelor cu 88 de puncte, am reușit să luăm locul 2. Sportivii din Covăsâns care au făcut onoare au fost Herțe Gabriel Aur, Matei Maria Aur, Triv Mihai Argint, Lăcătușul Alexandru Aur, Simon Vlad Bronz, Fulge Iosif Argint, Tudor Ștefan Bronz, Verde Șrareș Bronz, Ștefu Raluca Bronz, Matei Cătălin Aur și Covaci Fabian Bronz. Ei au fost la Gărâna, sunt reprezentanții dumneavoastră din Covăsânț. De la Gheorghe fiind în vacanță, am reușit să aduc capitanul echipei Sabo Carolina, care a luat aur, Cuc Elisa aur, Costea Elena aur, fetele de aur ale clubului și Bala Roland aur, băiatul. Ei sunt din Gheorghe. Tot anul acesta am mai luat și 2 cupe de locul 2 și 2 cupe de locul 3, urcând la individual pe podium de 116 ori aur, 74 argint și 156 bronz. Suntem un club mic de comună, dar cu suflet mare, unde visul începe cu un antrenor care crede în tine, Sabo Carol! Astfel am reușit să creăm o adevărată familie a judo-ului în care îmbinăm educația, cunoașterea de sine, socializarea, respectul, onoarea, prietenia. Avem și un slogan. Nu toți vom fi campioni în sport, dar cu siguranță vom fi campioni în viață. Modelăm caractere. Judo nu este un sport care știe doar să trântească sau a fi trântit. Știe să educe copiii, să modeleze, să știe să lupte în viață, în primul rând pentru ei, pentru cei din jurul lor, împotriva adversarului interior, învață să-și învingă frica, să-și cunoască propriile valori, astfel va fi un adevărat învingător în viață.
La judo este singurul sport de arte marțiale unde în primul și în primul rând se învață căderile. Toți copiii dumneavoastră merg cu bicicleta, merg cu rolele, merg cu skateboardul. Ei învață să cadă, nu se mai lovesc, nu mai... Mergem la o grămadă de competiții, deci pe lângă sport învățăm să socializăm, legăm prietenii, învățăm să ne cunoaștem valoarea noastră, îmbinăm foarte bine învățătura cu sportul. Avem o colaborare foarte bună cu doamna directoare Ștefu. Țin să vă spun, copii care au fost poate chiar corigenți sau la mai multe materii au ajuns în acest moment să aibă 6, 7, chiar 8. Îi sprijinim și în învățătură. Nu doar sportul, ne interesează foarte mult ca acest copil să ajungă ceva în viață. Ne bucurăm că reușim în era asta a calculatoarelor, a laptopului, a telefoanelor, să-i scoatem o oră, două, să practice un sport. Sportul fiind un ambasador foarte bun, țin să vă spun că a dus numele comunei dumneavoastră atât în țară cât și peste hotare, v-au făcut foarte cunoscuți Covăsânțu, primăria și sunt foarte mândri că vă reprezintă. Toți pot să ajungă foarte sus, fiind chiar un club de comună, țin să mă mândresc foarte mult cu capitanul echipei Sabo Carolina, este campioană națională atât la noi în țară cât și în Ungaria. Anul acesta, ca și club mic, am reușit să luăm medalie la Cupa Europeană, este medaliată la Balcaneadă. Pe urmele ei calcă și copii din Covăsânți medaliați la naționale, care aproape au pierdut bronzul, Herțe Gabriel, Lăcătuș Alexandru, care în 2-3 ani sunt convinsă că vor fi în lotul național și vă vor prezenta cu cinste. Vă mulțumim foarte mult, vă așteptăm în toamnă să faceți parte din familia noastră, vom face din nou înscrieri, avem grupe de preșcolari, avem grupă de inițiere și grupa de performanță. Vă mulțumim și suntem mândri să vă reprezentăm peste tot. Mulțumim. Mulțumim, Cristina. Caro. Salutul. Mulțumim frumos. Uite, aveți deja un prim participant pe cea mică, ați văzut? Nu m-a trebuit spus. Mulțumim din suflet, felicitări pentru tot ceea ce faceți, felicitări, copii, mult succes și Caro, tu să ajungi acolo unde îți dorești, nu doar tu, toți copilașii. Mulțumim, atât putem să spunem, mulțumim! Mulțumim, Covăsânți, mulțumim că avem încredere în noi și ne trimiteți copiii la sport. Vă mulțumim și vă iubim!